Sâmbăta aceasta, în ziua hramului mănăstirii Sfântul Apostol Filip din județul Constanța, monahii acestei comunități au primit o raclă cu părticele din moaștele Sfântului Apostol Filip. Sfintele odoare au fost aduse din Silistra, Bulgaria, de părintele Dobre Ceacov, cu binecuvântarea înalpreasfințitului părinte Ambrozie, mitropolit de Durostorum. Sfintele moaște au fost întâmpinate de înalpreasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un număr important de credincioși. După primirea acestora, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Mănăstirii. Hramul Sfintei Mănăstiri, Sfântul Filip, îmbracă o haină cu totul specială. Peste așteptările noastre a rânduit Bunul Dumnezeu ca Sfântul Apostol Filip să-și găsească loc și aici, în Dobrogea, unde a propovăduit chemat de Sfântul Apostol Andrei. Odoarele primite vor fi puse într-o raclă confecționată de părinții acestui așezământ monahal. Asta bucată de Sfântele Moște are semnul și noi, bulgari și români, suntem ortodoxi, o proprie istorie noastră e la fel și pentru credința noastră ortodoxă și pentru bune relație, două biserici sunt zori ortodoxe. Și niciodată nu s-a uitat Părintele Stareț și toți să pomeniți înalpreasfințitul pentru ce vi-a dat asta binecuvântare. Prezența acestei mănăstiri pe aceste meleaguri reprezintă o dovadă de mărturisire, o mărturisire via credinței ortodoxe, a sângelui martirilor care și-au dat viața pentru credința lor, cei 5 soldați de la Dan Plessis care au fost descoperiți în secolul XIX și a Sfântului Apostol Filip, apostolul românilor, și putem spune asta cu toată tăria, întrucât se găsesc atâtea atestări documentare care atestă faptul că Sfântul Apostol Filip a propovăduit în Sciția, începând de la calendarul gotic din secolul III, continuând cu mărturia ale călugărului Adon, Abdias și ale lui Beda Venerabilul. Așezământul monahal este situat în apropierea localității Adam Clisi, în proximitatea cetății în care au fost descoperite moaștele a 5 soldați martirizați pentru credința în Hristos.